Salut, dragi băieți! Eu sunt Antidot, iar astăzi suntem din nou în GTA 5 și nu aveți idee în momentul de față de la cine am primit un apel. Da, ați auzit bine, practic am primit un apel, adică m-au sunat cei din bunkerul meu, mafia mea, și mi-au spus că s-a întâmplat ceva genial în orașul acesta, doar că trebuie să văd asta. Nu este tocmai plăcut pentru că încă avem o groasă de treabă. Deci, nu uitați voi de la începutul acestui episod să spargeți butonul acela de like, hai strângem cât mai multe like-uri la acest episod, măcar 1000 de like. Pentru că, din câte am înțeles, a apărut un dealer nou în acest oraș. Suntem și foarte aproape de bunkerul nostru, iar la dealerul acesta ci că se vinde ceva genial, uimitor. Efectiv, se vând mașini de sour patch. Vă vine să credeți așa ceva? Da, ați auzit bine. Așa că, în momentul de față, văd că mașina noastră nu poate să intre aici pentru că este prea joasă, dar am ajuns și noi în bunkerul nostru. Nu știu dacă o să ne ajute mafia noastră. O să mergem și noi acolo să vedem dacă este real. Oh my god, da. Aparent, mafia mea e pusă pe treburi grele. Adică uitați-vă aici ce se întâmplă, bro. Uite cum s-au aliniat toți. Nu vine să cred așa ceva. Bună ziua, băieți. Bună ziua, domnule Alfidon. De ce ți-a de urgență în birou? Pentru că așteaptă Jeff, așteaptă colegul nostru, trebuie să le deschide neapărat asta. Nu aveți idee ce a apărut în Los Santos și cu siguranță o să vreți să mergeți acolo. Oh, atât de mare e urgența asta? Ok, atunci o să mă duc în birou. Mersi foarte mult pentru că ne așteaptă cineva acolo. Ne așteaptă niște băieți pentru că le-am spus: "Bă, dacă mai apare vreodată ceva de genul Los Santos, vreau să fiu primul care află, că de asta avem mafia asta și de asta îi plătesc eu atât de mult. Ia să vedem unde sunt băieții. Ia uite, bă, da, bă, să-mi puși pe treburi. Ia spuneți, băieți, sunt aici. Ce s-a întâmplat? E adevărată vestea sau s-a întâmplat ceva?" "Oi, domnule Antidot, ați venit aici? Da, este adevărat. Știți că dumneavoastră mi-a spus că dacă se întâmplă ceva de genul ca în Los Santos, să apară un dealer din ăsta nou sau să apară un brand din ăsta foarte cunoscut, ei bine, vreți să fiți primul care află această informație și, desigur, sunt foarte informat acum și chiar s-a întâmplat ceva." "Mă înțeles, chiar s-a întâmplat ceva sau prin se întâmplă ceva te referi că a apărut un dealer în oraș? Că tu mi-ai spus că a apărut ceva dealer din ăsta cu sour patch și așa mai departe." "Da, da, da, exact asta am vrut să vă spun. A apărut un nou dealer în Los Santos care vinde mașini de sour patch, care am înțeles eu că sunt foarte rapide și există doar una din fiecare, adică nu există altele altundeva. Deci mașinile astea sunt efectiv oficiale de la Sour Patch și sunt unice în lume." "Oh my god, unice în lume? Da, voi știți că mie îmi plac chestiile astea mai unice în lume și mai unice chiar și în Los Santos, pentru că înseamnă că nu poate să le aibă altcineva. Deci, ok, asta sună destul de bine. Păi, și pe unde se află locația asta? Pe unde este?" "Locația am găsit-o eu, domnule Antidot, și este de Bulevardul Spaniol, adică Spanish Avenue, și nu este foarte de parte de aici, este de undeva pe lângă centrul orașului Los Santos și cum siguranță cunoașteți zona, doar că va trebui să mergeți pe acolo sau să venim și noi cu dumneavoastră să vă protejăm și locația aceasta este destul de mică, dar este de Bulevardul Spaniol. Cu siguranță cunoașteți locația, ați mai fost pe acolo, bla." "Ah, dar nu-mi sună cunoscut, frate, Bulevardul Spaniol, ok, dacă voi spuneți că am trecut pe acolo și e destul de aproape, o să merg acolo, dar nu pot să-mi dau seama. Ia să vedem dacă ne uităm pe aici. Deci în Los Santos, ceea ce înseamnă că ar trebui să-l găsim pe undeva pe aici, adică în tot orașul. Dar dacă a spus că este o zonă cunoscută, da, o să trebuiască să căutăm ceva. Pe aici nu văd absolut nimica. Da, garantat o să trebuiască să căutăm. Nu aveți un punct din asta de referință, adică o locație care este aproape de Bulevardul Spaniol sau, da, nu știu, ceva care este în zonă pe acolo?" "Ah, da, da, am uitat să vă spun, da, pe lângă zona asta sunt cinemaurile, știi ce zic? Cinemaurile este și locația prietenului dumneavoastră, domnul Lee, este undeva în scenariu și sunt și foarte multe magazine pe acolo, da, cu siguranță o să găsim foarte simplu, dacă nu puneți pe GPS, dar este undeva în nordul orașului, deci pe acolo trebuie să fie unde este cinemaurile, da, pe acolo." "Da, mă, da, așa vă vreau, deci trebuie să-mi dați și mie o locație exact, exact. Bun, bine, practic ei mi-au dat aici o locație exactă, Bulevardul Spaniol, dar na, nu știu eu unde este. Bun, mulțumesc, băieți, o să mă descurc acum, deci dacă este undeva pe lângă zona lui Lee și pe lângă zona cu cinemauri, da, știu unde, pe acolo, da, 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 știu eu pe unde, prin nordul hărții, deci ne descurc." "Stați puțin, domnule Antidot, nu vreți să vă așteptăm la unde mergeți? Vreți să mergeți în locația aia pe care au găsit-o băieții în birou, nu?" "Da, vreau să mă duc pe acolo, dar nu mă duc cu
gânduri rele. Mă duc și o să mă uit, de ce nu, să văd dacă există și chiar e treaba asta acolo și, na, nu cred că am nevoie de protecție. Dar, na, dacă vreți voi să... Dar bine, oricum, mă duc cu mașina mea. Adică, na, încape numai unul. Dacă vreți să veniți unul dintre voi cu mine. O să vin eu cu dumneavoastră, domnule Antidot, ca să fiți în siguranță, să nu se întâmple nimic. A, bine, dacă spui tu, atunci hai să mergem. Hai, urcă în mașina aici, hai să mergem. Și, na, dacă vrei tu să vii cu mine, bă, destul de tare. Na, chiar e tare să ai o mafie din asta în Los Santos, pentru că se poate întâmpla absolut orice. Și mai ales în cazuri de genul. Na, de obicei nu prea dau sau fac chestii din astea cu mafia sau așa mai departe. Adică nici singur nu fac. Na, de obicei mă ajută fratele meu mai mic, care în momentul de față este la școală și acum o să lăsăm să meargă și la școală, da? Adică nu mai luăm la treburi din astea mai ilegale așa, cred. Adică cine știe. Însă, din câte am înțeles, este vorba despre o locație sour patch, frate, despre un dealer auto care vinde mașini sour patch. O fi adevărată treaba asta? Aoleu, ia uite băi, ce sunt astea? Vâlpi? Mamă, ce animale sunt astea, bă? Nu-mi dau seama. Habar n-am, dar foarte multe animale din astea sălbatici. Am văzut și tigru din ăsta de munte, pumă sau cum se zice, și sunt o groază, uite și aici, vedeți, cerbi, o groază de animale, însă vreau să-mi spuneți neapărat în secțiunea de comentarii dacă știți ce înseamnă sour patch, pentru că și că există niște mașini de sour patch aici în Los Santos și pe lângă asta, bă, ăsta de unde a ieșit, mă? What? Bro, what? A ieșit de pe aici? Nu pot să cred. Ok, asta e foarte dubios, nu știu, adică a venit pe contrasens, așa, mi s-a părut mie că a venit de pe stradă, dar de fapt a ieșit acolo, de pe drumul ăla, accidentat, așa, nu știu. Ia uite și avionul ăla, poate, mamă. Deci avionul ăla zici că se prăbușește, bro. Voi vedeți, mă? Nu pot să cred așa ceva. Da, foarte dubios. Ia să vedem că trebuie să ieșim aici, perfect, ne ducem la stânga și vreau să-mi spuneți dacă ați mâncat vreodată sour patch, frate, mamă, deci sunt atât de acre, dar mie îmi plac bombanele acre sau jeleurile în cazul acesta și sunt foarte curios de treaba asta. O să mergem cu viteza luminii acum în Los Santos, pentru că vreau să văd dacă este adevărată treaba asta, dacă băieții din bunkerul nostru secret chiar s-au ocupat de aceste treburi foarte speciale pentru mine, pentru că le-am spus de fiecare dată, bă, dacă găsiți ceva unic, dacă găsiți o informație din asta importantă despre un brand din asta, cum a fost cu Takis, Prime, Cheeto și așa mai departe, eu vreau să fiu primul din Los Santos care se ocupă de treaba asta, pentru că probabil există și alți mafioți și așa mai departe sau altă lume sau alte persoane care se interesează de aceste lucruri, doar că eu vreau să fiu primul, așa că am pus cu ochii în patru să cerceteze zona mereu, 24 din 7, iar în momentul de față, aparent, au găsit niște informații noi și haideți să vedem dacă este reală toată treaba asta, adică chiar m-aș bucura să fie reală, nu știu dacă e pe bune ceea ce au spus ei, poate urmează, poate deja sunt, dar dacă au spus că există un dealer care deja vinde mașini din astea unice în Los Santos, ei bine, trebuie să mergem acolo neapărat, mamă, avem 200 ceva la oră. Cred că trebuia să luăm mai mulți cu noi, da, mai mulți bodyguards, dar e ok, adică în principiu mergem cu mașina noastră personală și merg cu gânduri bune, adică nu vreau să fac neapărat ceva. Cred că noi trebuia să ieșim de pe autostradă, băieți, în zona asta, dar nu contează, o să mergem pe aici, pentru că în dreapta este locația lui Lee, vedeți, ceva de genul pe aici. Hai să vedem dacă putem ieși de pe autostradă pe aici, da. Bun, iar în momentul de față, noi o să trebuiască să mergem în zona asta, da? Deci în zona de nord a Los Santosului. Faza este că și zona asta de nord, acolo este zona aia de unde iei mașinile dacă sunt confiscate. Avem aici benzinăria și a spus că pe undeva, pe unde sunt astea, da, uite aici e Domino's, deci sunt foarte multe magazine. Oh, what? Bă, ce-am făcut aici? Oh my god, oh my god, oh, ok, nu s-a întâmplat nimic. Ok, da, nu s-a întâmplat absolut nimica. Ideea este că pe lângă cinemaurile acestea care se află pe strada aceasta principală, ar trebui să găsim noi în momentul de față și locația asta, doar că nu prea văd. Ia să vedem, tragem și noi aici mașinuța. Da, nu știu dacă ar trebui să fie pe aici. Dar tu nu știi unde este Bulevardul Spaniol? Bă, eu nu mi-am dat seama, deci e cineva cu mine mașină, bodyguardul meu, și puteam să-l întreb pe el. Tu nu știi unde e Bulevardul ăsta Spaniol,
unde mi-au zis colegii că se află locația? Bă, da, nu știu, pe locație destul de aproape de aici. Vreți să vă pun eu pe GPS unde se află Bulevardul Spaniol, vreți să mergem acolo, unde este dealerul ăsta. Doamne, bă, băieți, de ce nu am gândit, bă, la asta? Zici că m-am dus singur acum, bă, e clar că el știe. Da, hai, urcă mașina și arată-mi și mie pe GPS unde este locația asta, că sunt foarte curios. Hai, spune-mi aici și să-mi spui pe unde trebuie să merg, că sunt foarte curios. Adică e pe aici, prin zonă, sau unde ai spus tu că trebuie să mergem? Ia. Da, domnule Antidot, pur și simplu urmăriți locația pe care v-am setat aici pe GPS, mergeți la stânga aici și o să găsim locația asta foarte simplă. Nici măcar nu e departe, e aici, la câțiva metri, vedeți? Acum o să mergeți la dreapta, la următoarea, și deja găsim locația, dar trebuie să avem grijă, da? Să vă faceți ceva mai năsul, așa că sunt daiu de dumneavoastră. Mergeți aici la dreapta, da? Bă, mă, lași, ăsta chiar știe, bro. Bă, nu poți crede așa ceva. Deci, efectiv, aici ar trebui să se afle locația, iar în momentul de față suntem pe Bulevardul Spaniol, băieți. Da, ați auzit bine, suntem pe Bulevardul Spaniol, iar aici o să trebuiască să... Bro! Nu! Nu pot să cred. Da. Ok, am văzut ceea ce trebuie să văd în momentul de față, doar că avem o mare problemă. Aici se află niște oameni cu arme. Ne comportăm normal, dar nu văd nicio mașină. Bro, suntem în locație bună. Stai așa, am o idee. Oprim aici mașina, tragem pe dreapta, exact aici, și parcăm pe gangul ăsta pe aici. Stai așa, pe gangul ăsta parcăm mașina. Oh my god, deci chiar există locația asta. Bro, o văd aici, nu pot să cred. Stai așa, tragem mașina aici. Repede din mașină, coboară repede din mașină. Efectiv, ai dreptate. Deci chiar aici tu ai văzut locația? Exact aici e locația. Ce să facem? Oare să facem ceea ce cred eu sau ne ești pregătit pentru asta? Domnule Antidot, dumneavoastră știți că eu sunt pregătit pentru orice. Dacă vreți să mergem și să tăbărâm pe ei, haideți să facem exact acum. Sunt aici în spatele dumneavoastră și nu se va întâmpla nimic dacă chiar vreți să mergem acolo. Mamă, cât de tare este o mafie, nu pot să cred așa ceva. Băi, e prea tare. Deci efectiv, uitați-vă aici cu cine mă duc acum. Deci dacă mă duc cu tipul ăsta din mafia mea, dar trebuie să avem un pic grijă. Deci vedeți că acolo în față văd eu ceva. Problema este că nu știu dacă este o idee bună să mergem acum. M-aș uita cu sniperul, ia să vedem. Deci văd acolo ceva. Uite, vedeți, sunt tipii ăștia doi aici. Mamă, ăla vreau să treacă după noi. Ok, a vrut să treacă după noi ăsta. Mamă, încă unul aici cu arma, dar nu i-a văzut. Încă unul aici cu arma. Opa, trage în el. Bravo, trage în el. Perfect. Mamă, ne ajută mafiotul nostru. Nu poți crede. Vino repede aici. Bă, deci chiar a tras după ei. Nu poți crede așa ceva. Deci nu mai putem să dăm în spate. Oh my god, aici e un tip. Pleacă, bă. Nu, mamă, am văzut mașinile. Bro, what? Nu pot să cred. Ok, am văzut ceea ce vreau să văd. Bro, nu pot să cred. Oh my god. Stai așa un pic. Deci ăsta chiar a tras în ăștia, nu? A tras în paza lui. Perfect. Vine aici repede. O să plecăm cu mașina asta, bro. Stai așa. Plecăm de aici rapid. Nu pot să cred așa ceva. Deci chiar am găsit mașinile de Sour Patch. Bro, chiar există așa ceva în Los Santos? Nu-mi vine să cred așa ceva. Unde ești? Urcă în mașină, bro. Bro, aici pe partea asta. Urcă aici repede. Mamă, trebuie să mergem neapărat la bunkerul nostru, să o ascundem asta, dar nu mai mergem la bunkerul ăla, că e departe. Oh my god, bro, trebuie să fugim acum repede. Deci nu poți să crezi așa ceva, că mafiotul nostru chiar ne-a ajutat și efectiv a tras în băieții aia. Deci nu vine să cred așa ceva. Ok, să așa să vedem unde este toată treaba asta. Deci trebuie să mergem repede la bunkerul nostru, să ascundem și mașina asta. Nu se poate așa ceva. Mamă, nu poți să crezi așa ceva. Avem 3 stele. Da, bine, a sunat lumea la poliție. De ce să mai întreb? Nu poți să crezi. Mamă. Stai că mamă, dau un pic am nasol. Deci efectiv o să vină poliția după noi până la bunkerul ăla. Deci trebuie să ajungem de urgență acolo. 3 stele avem, bă, băieți. Doar că mai rămas o mașină acolo și nu vreau să o las acolo, băieți. Deci efectiv ați văzut că sunt niște mașini de Sour Patch care cred că sunt unice, bro. Deci n-am văzut așa ceva în viața mea. Deci în momentul de față încercăm să mergem cât mai rapid de aici la bunkerul nostru. Nu o să mergem la celălalt care este foarte depărtat. O să mergem la ăsta de pe aici. O ascundem măcar pe asta aici pentru că nu vreau să o pierdem, băieți. Este o singură mașină din asta de Sour Patch care arată la fel în toată lumea. Mamă, da, avem probleme mari, băieți, avem probleme mari. Uitați-vă câtă poliție este aici. Oh my god, trebuie să avem grijă. Oh my god, dați-vă, mamă, câte mașini sunt și pe stradă. Nu e bine ce facem în momentul de față, dar cred că o să ajungem noi cât mai repede. Stai așa, cât mai avem? 1,5 km, bro, mamă, cred că
Pa, deci trebuia să luăm mai mulți mafioți cu noi, bro. Am luat doar unul singur, dar ați văzut că ne-am descurcat. Deci a tras cu mitraliera, bro. Deci nu poți crede așa ceva. Deci băieții noștri din mafie chiar sunt efectiv foarte înarmați și foarte bine pregătiți. Deci a tras cu mitraliera după ceilalți. Nu e nicio problemă pentru el, le-a nimerit imediat. Însă vine poliția și de aici, de la bunkerul nostru. Nu e bine, băieți. Vine poliția până și de la bunkerul ăsta de unde trebuie noi să mergem. Mamă! Nu poți crede așa ceva. Da, ne-am dus rău. Ne-am dus rău, însă suntem foarte aproape, băieți. Suntem foarte aproape. Cred că poliția ne pierde urma. Oh my god, intrăm pe aici. Aici n-are cum să vină nimeni. Pe aici intrăm. Ceva de genul, ducem pe partea asta. Bă, stai că m-am dus greșit. Opa, pe aici, pe aici, pe aici. Acum nu mai găsește nimeni. Oh, nu pot să cred. Am pierdut poliția, bro. Nu pot să cred așa ceva. Bă, eu v-am zis, mă. Bă, deci eu v-am zis. Mereu când am luat un bunker, se cred. Mereu am scăpat de poliție foarte ușor. Deci nu pot să cred așa ceva. Mașina asta trebuie să o ascundem. Mamă, ne-a văzut o groază de oameni, dar nu mă interesează. Uite aici, avem bunkerul nostru. Bro, doamne. Deci nu pot să cred, bro. Deci s-a descurcat de minune mafiotul nostru. Oh my god. Și avem aici și mașinile noastre cu care putem să continuăm jaful. Da, ți-au zis bine. Putem să mergem acolo și să facem rost de următoarea mașină cu care să mergem. Avem aici mașina asta imensă, avem aici și tancul ăsta, doar că n-avem nevoie de el pentru așa ceva, și avem acolo și merțanul ăla. Bun, dar suntem numai noi doi, deci hai, vino aici, bro, vino aici în mașină, hai să mergem și după următoarea mașină, vino aici, mamă, trebuie să ne ajute tipul ăsta, trebuie să ne ajute, hai, urcă aici în dreapta mea, perfect, și trebuie să mergem din nou în locația aia, deci trebuie să mergem neapărat de urgență în locația aia, pentru că vreau să iau și a doua mașină, n-aveți idee, bro, deci mașina aia n-are cum să lipsească de la noi din bunker, da. În momentul de față suntem în centrul orașului din nou și nu aveți idee cât de mult m-am grăbit să ajung aici. Trebuie să mergem neapărat la locație. Nu mai știu exact unde era, la dreapta sau ceva de genul. Nu cred că pe aici trebuia să o luăm. Oh my god, că n-am mai pus pe GPS, că suntem cu altă mașină. Și hai să vedem dacă găsim locația din nou. Stânga, unde era? Bă, stai așa că nu mai știu unde era. Aici sau în dreapta? Aici mi se pare că e. Oh my god, bro. Uite, am găsit locația. Oh, aoleu, sunt încă tipii ăștia pe aici pe jos. Nu pot să cred. Coboară repede din mașină, coboară repede din mașină. Sunt cu mașina de mafie aici. Ia să vedem. Și uite ce am găsit. Bro, ăsta e Ferrari. Mă? Nu pot să cred așa ceva, bro. Bă, mă lași. Deci am găsit un Ferrari de sourpe și cealaltă nu știu ce este. Însă, hai, urcă aici, urcă aici repede în dreapta. Urcă repede în dreapta, bro. Hai să mergem repede la bunker. Doar că nu o să mergem la bunkerul nostru ăla normal. Mergem la celălalt, băieți. Nu avem cum să mergem în aceeași locație de două ori, că ne putem face probleme grave. Așa că, mamă, bă, tu vezi cât de repede merge mașina asta? Nu pot să cred așa ceva. Mamă, nu pot să cred. Bă, stați așa, se dea băieții ăștia din fața noastră. Ideea este că trebuie să fugim cât mai repede de aici din... Ba, mamă, mașina de poliție, nu poți cred. Ok, nu ne-a văzut, nu ne-a văzut încă, nu ne-a văzut. Deci, oh my god, a ieșit mașina de poliție exact atunci la stânga. Bă, mă, lași așa ceva, ce cu coincidența asta? Bă, nu poți crede așa ceva. Două secunde că trebuie să ieșim cât mai repede pe autostradă. Băi, trebuie să ieșim pe aici, autostradă, 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 aici la dreapta. Mamă, hai că le-am și cu condusul dacă e ceva de genul. Mamă, da, nu, nu, stai așa, nu m-am dus bine, nu m-am dus bine. Ideea este că trebuie să ieșim pe aici pe autostradă. Hai, viteză, 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 viteză. Avem 200 la oră pe aici, dar sper că nu ne-a văzut, bro. Adică, ok, foarte ciudat că încă nu avem stele, dar cred că s-au dat bătuți după prima dată și acum poate nu s-au gândit că e altă mașină, însă, ia să vedem, cred că ei încă caută cealaltă mașină care nu era un Ferrari, era altceva, dar ăsta pare să fie un Ferrari de sourpatch. Mamă, câte grijă trebuie să avem cu mașina asta, că e foarte rapidă. Am prins 250, bă, mă lași, voi vă dați seama că dacă... Mai tunăm și noi mașinile astea, cred că prind astea 500 la oră, bă, băiatule, băi, nu pot să cred așa ceva. Hai că luăm pe aici și mergem la al doilea bunker al nostru, unde trebuie să mergem noi în momentul de față. Și la celălalt bunker ne așteaptă și mafia noastră, deci o să fim în siguranță, băieți. Da, ți-au zis bine, o să mergem acolo la celălalt bunker, iar acolo nu se poate întâmpla absolut nimic. Oh my god, oh my god, oh my god, bro. Bă, de atât de departe bunkerul ăsta, chiar mă gândeam în zilele ce urmează să ne mai cumpărăm și alte locații sau să ne cumpărăm și alte bunkere. Poate mai aproape de Los Santos sau poate unele și mai departe, de ce nu? Dar o să trebuiască să ne luăm și o să trebuiască să ne luăm și alte locații, băieți, pentru că în momentul de față avem doar două locații de genul în care putem face astfel de chestii mai ilegale și nu prea este bine. Trebuie să facem roșii de alte locații. Chiar mă gândeam la o locație foarte bună, o locație ascunsă unde putem intra și cu elicopterul. Da, ți-au zis bine. Dacă vreți să mai cumpărăm și alte locații de mafie, scrieți neapărat acum în secțiunea de comentarii. Dacă strângem multe like-uri la episodul ăsta, o să
oh my god, oh my god, hai că am ajuns aici, suntem foarte aproape. Bro, 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 oh my god, oh my god. Ok, suntem foarte aproape, aici nu are ce să ni se întâmple, pentru că efectiv chemăm imediat mafia și este și colegul meu aici în dreapta din mafie, deci eu zic că suntem în siguranță maximă, ceva de genul, pam, iar aici suntem pe teritoriul nostru, nu se mai poate întâmpla absolut nimic, bă, băiatule, ia să vedem, suntem aici, exact, stânga, 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 exact aici, oh my god, bro, cât de repede am ajuns cu mașina asta, voi să zic cât a prins, bro, cât a prins maxim, 250 sau mai mult, chiar nu-mi dau seama, oh my god, doar că nu stă bine pe curbe, bro, trebuie să schimbăm și noi frânele și ceva de genul, trebuie să o tunăm, deci dacă vreți să păstrăm mașinile astea, vreau să strângem la episodul ăsta multe, multe like-uri, poate strângem măcar 1000, ia să vedem, am intrat aici, clanxonăm, ceva de genul, bun, și am revenit aici, bă, deci nu o să mă creadă mafia mea deloc, bro, că am venit cu mașinile de sour patch, ia spuneți, băi, ce faceți, uite, bă, s-au speriat și ăștia, aoleu, ce aveți, bă, că am venit aici cu colegul vostru, ia uite, ce mașină e asta, băieți, voi știți? Aoleu, domnule Altidor, dacă știam că mergeți acolo, venim și noi. Da, exact, de ce nu ne lăsați și nouă, că puteam să ne ajutăm, adică v-ați pus în pericol așa, nu ați avut probleme de acolo cu mașinile astea. Nu, băieți, stați liniștiți că mai mult de un singur bodyguard din ăsta cu mine n-am avut nevoie, frate, adică m-am descurcat de minune și imaginați-vă că n-am furat mașina asta de aici, am furat două, adică una am dus-o în bunkerul nostru celălalt din Los Santos și pe asta am adus-o aici ca să n-avem probleme, iar în momentul de față avem două mașini, uitați-vă aici și în dreapta scrie Sour Patch, vedeți? Deci efectiv aici în dreapta jos, la numărul de matriculare, scrie Sour Patch, vedeți? Sour. Și uitați-vă aici cum pas arate. Voi vă dați seama cum arată astea la soare, doar că n-am apucat să stau cu ele să mă plimb, pentru că, na, vă dați seama, e un pic cam periculos, venea poliția imediat, dar uitați-vă aici cum arată, bro, deci nu pot să cred. Chiar există mașinile astea și nici măcar n-am stat să mă gândesc dacă să le furăm sau nu, ne-am dus imediat după ele, voi vă dați seama. Dar oricum, nu era bine păzită locația, erau doar doi bodyguards, iar în momentul de față, toată treaba asta cu mașinile de sour patch s-a adeverit, chiar existau, doar că nu știu ce să facem cu ele, să le păstrăm, băieți? Mamă, și niște challenge-uri ar fi tare să facem cu ele, dar nu pot să cred așa ceva. Chiar am furat două mașini de sour patch, dar vreau să le aduc pe amândouă în același bunker sau în aceeași locație, să vedem și noi cum arată, că acum e destul de periculos, le caută poliția în Los Santos și e riscant. Dar domnule, băieți, cam asta a fost tot pentru episodul de astăzi. Nu uitați-vă, ca de fiecare dată, spargeți butonul așa celălalt de like, hai strângem câte 1000 de like-uri pe la acest episod și până data viitoare, eu am fost Antidot, baftă!